Ce facem noi acum? Ne jucăm de-a băbuța! De-a băbuța? Păi și cum e jocul băbuța? Cine ne explică regulile? Eu! A, păi stați așa un pic. Băbuța vrea să mănânce. Și nu știe pe cine. Oare pe tine? Sau poate pe voi? Dar tu ești băbuță sau moșuleț? Eu pretind că sunt băbuța. Mie mi-e foame și vreau să mănânc ceva. Fiecare din voi reprezintă câte un fruct sau ceva de mâncare. Dar ce zici de răbdări prăjite? Nu răbdări prăjite, că deja mi-e foame și nu mai am răbdare să mai aștept răbdări prăjite. Așa că eu o să mă întorc cu spatele, uite așa. Și voi decideți ce fel de mâncare sunteți. Și tu nu știi? Credeți voi că nu mă prinde o cine care cum e? Ideea următoarea, că băbuța trebuie să vă prindă. Să vă pună în farfurie și să vă mănânce pe toți. Singurul loc în care vă puteți ascunde e pe canapea. Acolo, băbuța. Nu vă poate atinge. Perete. Dar băbuța e foarte șmecheră. Ha, ha, ha. Și încearcă să ne dea jos de pe canapea. Exact, și încearcă să vă păcălească. Și băbuța vă știe fiecare dorință în parte. Orice vreți voi. Așa că fiți atenți. Cine coboară? S-a zis cu el. Începem? Da! Bun! Zmeură! Zmeură! Ciocle! Ciocolată! Spaghetti! Mhm! Pompon! Oh, deja ce poftă mi s-a făcut! Eu sunt înghețată! Oh! Usturoi! Usturoi! Ceapă! Și ceapă! Brie căpșuni! Oh, și deja toată lumea e pe pat. Am și eu ajutorul meu. Am un spirituș care va șopti fiecare ce dorință are. Pe voi vă cunosc, dar pe Mara și pe Teo și pe Bri și mai ales pe tine nu te cunosc, dar spiritușul vă știe foarte bine. Așa că spiritușul meu este Salut! Aha, bine ai venit în echipa mea! Ne v-am găsit! Și acum să ne începem treaba! Hai! 8 feluri de mâncare? Le mai ții minte? Și am spiritușul meu care mă ajută! Aș mânca înghețată! Sunt rece și ți îngheață dinții! Vezi tu, eu chiar așa băbuță mi-am pierdut dinții deja! Faci roșu în gât! Băbuța nu are nevoie de imunitate. Băbuța e deja bolnavă, le are pe toate. Adică vrei să se termine mai repede? Dacă mă gândesc bine, poate ai dreptate. Poate te las la sfârșit. Știi ce-ți recomand? Ceapa și usturoiul sunt foarte bune. Îți cresc imunitatea. Ceapa, usturoi, nu. Vreau dulce. Noi nu suntem bune la gust. Suntem miuți și picante. Mai bine niște bomboane sau niște fructe. Fructe, bomboane, înghețată. Ia să mă gândesc eu mai bine. Domnul bombonilă, vrei tu să vii la mine? Îți promit că dacă cobori aici jos, vei face parte din echipa câștigătorilor. Eu și spiritușul. Vrei la mine în echipă? Usturoi nu vrem, înghețată nu vrem. Tu ce ești, că miros destul de bine. Nu zic. Aha, spiritușul meu, ți-amintești cumva ce e ea? Da, Teodora este zmeură. Zmeură, am auzit că ai căzut, că te-ai copt prea mult. Eu zic că înainte să lași pe cineva să guste din tine. Nu. Eu spun că stau de prea mult timp pe canapea. Cred că ai dreptate. Și am o idee. Două secunde. Oare la ce se gândește? Ce am eu aici? Cui aparține jucăria asta preferată? Zmeură, căpșună, ciobilie, foarte bună. Ia-ți, jucăria și rămâi afară. Am scăpat de mână. A cui e oare? Ea mea. Un cățel pe nume Flip. Flip-flop, flip-flop. Ca să fiu foarte bun cu tine, îl voi pune aici. Fac doi pași înapoi și îți dau o șansă că să-l iei. Nicolas! Am mai prins unul! Afară din joc! Oțo, dar nu te-ai necat cu spaghetele pentru că tu
Păi eu ce-ți spun, dar eu am alunecat direct pe gât. Și acum nu ești sătulă, nu-ți mai trebuie mâncare, așa că noi suntem liberi. N-ai mâncat toate spaghetele. Poate ai dreptate, dar cum să las eu 6 feluri de mâncare nemâncate? Și mai am înghețată, și ciocolată, și ceapă, și usturoi, dar ce contează? Că le amestec pe toate. Și ceva trebuie să iasă bun. Da, să te strici la burtă. Dar spaghetele merg cu ceapă și usturoi. Foarte bună idee. Revin. Și mai iau ceva. O, săraca de tine. Vine o să-ți-l dau. Păi animalul tău preferat. Doar întinde mâna. Uite-l. Ha! Vino la mine. Vino la mine. Hei, tu de ce ții? Ai scăpat! Plec! N-aveți decât să rămâneți nemâncate! Haideți să fugim! E cu spatele! Fugiți! Fugiți! Credeai că mă păcălesc așa ușor? Băbuță! Băbuță! E obosită și tristă și bătrână, dar... Prea mult usturoi! Tu ai trădat ceapă, că mă uitam la tine cum ești acolo sus și m-a prins pe mine! Oh, nu! Tocmai acolo ai adus ceapă! Ce mă fac? M-am săturat de... Ăsta e bombonică! Spiridușule, tu mă ajuți? Mare drag! Oh, nu! Deja e pe canapea! Piscutul le protejează! Spiridușule, trebuie să le atragi cumva. Trebuie să le păcălești. Cum procedăm? Cu metode. Să începem cu ceapa, să scăpăm de cel mai mirositor fel de mâncare. Nici gând, pe mine nu o să mă mănânci, o să rămân vie. Băbuță, dar ce tot te deranjează ceapa sau usturoiul? Că oricum, la anii tăi. Băbuța, într-adevăr, nu prea ar mai vrea să mănânce ceapă și spaghete. Usturoiul mi-a fost de ajuns. Mai am ceva dulce aici. Ciocolată, dar nu am chef de ciocolată, că sunt stricat la burtă. Ciocolata e o mare problemă pentru mine și când o mănânc, după aia iar mă stric și tot așa și tot așa. Ha! Râdeți voi de băbuță că mă dur șanele și mi-e foame și nu-mi dați nimic să mănânc. Eu zic să facem un pas. Nici gând! Mă duc înapoi, ce să fac? Dacă nu se întâmplă nimic, nu mai, o las pe altă dată. Că nu mai am nici energie, uite. De-abia mă mișc, oasele sunt. Of. Ia uite cine e aici. Și încă unul s-a dus. O căpșună, nu mai bună. Două feluri de mâncare. Cele din urmă și cele mai grele la stomac. Cum? Tu, pe tine te-am mâncat deja. Du-te în altă parte. Ce vrei? Păi eu vreau să o mănânci întâi pe ceapă, ca eu să câștig jocul. Știi ce cred eu? Pe ambele. Tu cumva te-ai împrietenit cu spiridușul meu un pic. Ți-a devenit un prieten foarte bun. Dacă ți-l dau pe spiridușul meu, doar ca să pierzi jocul. Tu vrei ca el să mă mănânce și de fapt să câștigi tu jocul. Îl vrei sau nu vrei? Stai puțin să-l evaluez. Spiridușul meu poate face magie, la fel ca și mine. Ce vrei tu, el îți poate da. Nu știu ce să fac, sunt într-o mare dilemă, să cedez, să nu cedez. Eu zic să cedez, ce ai de pierdut? Ai doar de câștigat. Ce discuție interesantă. Ceapa încearcă să convingă să renunțe. Dar ceapa are un plan ascuns. Dacă înghețata renunță, ceapa câștigă. Mă vrei? Înghețată! Dacă nu-l alegi, o să te topești. Ori îl alegi, ori papa. Bine, băbuțo, cu o condiție. Tu nu te atingi de mine. Sar direct în brațele spiridușului. Bye, bye, băbuțo!
mine nu mai prins. Și cine crezi că vrea să mănânce o ceapă? Ceapă, ceapă, doar plâng de la tine. Nu vreau tragedie, vreau comedie. Te-am mâncat pe tine, pe tine, pe tine și pe tine. Și sunt sătul. Veniți, veniți! Renunță la mâncare!